Chiar dacă mai este mai puțin de o lună până la începerea anului școlar, foarte multe școli încearcă să-și rezolve problemele cu sprijinul primăriei și al Consiliului Județean Botoșani. Sunt probleme la o serie de școli, probleme pe care încercăm să le rezolvăm până la începerea anului școlar. Sunt probleme legate de parte, știu eu, de, să vă dau un exemplu, autorizația din punctul de vedere a Direcției de Sănătate Publică. Școala, grădinița de la Turbureni, vom lua, nu avem decât, din punct de vedere sanitar, nu avem decât două probleme, grădinița de la Turbureni și grădinița 24, care o vom reloca la școala 16. De asemenea, încercăm să alocăm bani pentru a rezolva mare parte din problemele identificate de cei de la ISU în ceea ce privește siguranța la incendii, dar nu atât siguranța la incendii, cât acel studiu. Vorbim de studiile care trebuie făcute. Primarul Cătălin Flutur afirmă că este nevoie de un compartiment specializat care să aibă în vedere problemele din școlile botoșenene. Cele mai multe școli fie nu sunt acreditate, fie nu sunt utilizate corespunzător sau nu au destui bani pentru a asigura un mediu propice învățării. Un compartiment care se ocupe în mod distinct cu investițiile din școli, cu problemele de acreditare a școlilor sau a avizărilor pe care trebuie să le primească fiecare unitate de învățământ. Drept urmare, am vorbit cu colegii de la Resurse Umane să notifice ANFP-ul, Agenția Națională a Funcționarilor Publice, pentru a ocupa acele poziții existente de altfel în organigramă, dar nefuncționale până acum. Se dorește organizarea unui concurs în vederea ocupării a două posturi la nivelul compartimentului. Unul dintre ele va fi pentru personal tehnic cu studii superioare construcții. Primarul Cătălin Flutur crede în importanța învățământului de calitate, de aceea speră ca acest compartiment să fie ocupat, iar problemele din școli să fie rezolvate până la începerea anului școlar.